Salutare și bine ați venit la Fabrica de Bani. Eu sunt Dragoș și azi ne continuăm cumpărăturile pe piața din UES. Deși eram așa pe gânduri, mă gândeam să fac, să nu fac asta. O să vă explic în următoarele momente de ce cred eu că mai expun puțin riscul. Nu e cel mai bun lucru pe care îl fac, dar am zis ok, hai să continuăm, să ne continuăm de planurile noastre pe care le-am stabilit, chiar dacă ne expunem un pic mai mult riscul decât aș vrea eu să fac asta. Au intrat azi banii de la subscrierea de la fondul proprietatea, așa că mâine sunt mulți bani lichizi pe bursă. Mă gândeam, aveam de gând să mai bag și o mâine bani să mai cumpăr ceva. Cred că mi-a ruinat planurile, mă gândesc dacă mâine vor fi niște creșteri destul de importante pe bursă, așa că nu știu dacă mai am puc să cumpăr și mâine pe Bursa de Valori București, dar v-am zis că mă concentrez ultima perioadă pe Bursa de Valori din USA, pe portofoliul meu de pe trading 212, pentru că e și asta important și consider eu că trebuie să-l cresc. Cam așa am întrebat în portofoliul meu. Nu e foarte schimbat de zile trecute. Mi se pare că pe US a scăzut la 45 aici, da? Au mai scăzut niște companii, ele mai fluctuează, da? 45, parcă am pus-o, aș vrea eu, da? 45. Așa, bun. Vă spun că mă uitam că iar am făcut lor de mici trade-uri, mici reglaje prin care am mai făcut lor de câte ceva și undeva am la revedere că se scrie și aici jos free funds 10 euro, da? Că ăsta nu merge totdeauna așa rapid cum vreau eu. 10 euro pe care poți să cheltui sau poți să țin. Mă gândeam la un dat la o strategie în care să țin eu 2000 de euro investit și vreo 55, adică acești $55 în plus, să-i țin eu ca fondul de rezervă, ca ceva de genul ăsta. Pormă am zis, lasă că nu e mult, n-am ce să țin atât bani puși deoparte, dacă aș vrea 50 de euro în momentul de față, pe ca și cash, bineînțeles că aș face de 10, mai am 10 euro de cheltuit, da? 2044 investiți deja. Zic, dacă aș vrea 50 de euro, primul lucru care aș face ar fi că să urc Gladstone Investment de la 51. Până la urmă am zis să stau, să cumpăr, să nu cumpăr, nici eu nu eram hotărât, astă seară. Dar am zis, că zic, am un plan, am și planul meu, hai să continui planul. Așa că, bineînțeles, mai ales că am văzut că prețul a mai scăzut, nu ăsta vreau să iau eu astă seară. Electronul e la 97, a mai scăzut 97, au scăzut astea 3. Gladstone-ul vreau, da? Și cumpărăm de 11 euro, ca să știm o treabă. A avut un vârf aici, vedeți, acum s-a dus în jos, se poate mai duce în jos încă spre minime. Dar e deja un punct oarecum la jumate, pe ultimul an, din care pot să fac de ce aș să acumulez, da? Deci nu pot să spun că cumpăr chiar pe vârf, așa că o să pun 11 euro pe ăsta, ajung la 52, n-am 11 euro în portofoliu, n-am 11 euro, cât am eu pun, hai 10, na, rotunț, dar dacă am 10 și ceva, cât am, ia să mai știu cât am. A, 10.91, hai să luăm de 10.90, da? Deci pe Gladstone am zis, da? Practic o să duci pe ăsta la 100, zic, dacă am un plan ăsta și așa, de ce să mă opresc eu? Chiar dacă îmi asum un risc, rămân fără lichiditate, asta e, 10.91. Ce zic cum e? Facem noi de bani după aia, hai să cheltuim. Bineînțeles că pe bursă, sfatul ăsta nu e chiar același sfat cu 2 cenți comisionul, asta era rate-ul euro-dolar, da? Cent, așa, și s-a și executat orderul, vedeți aici, a rămas fără fonduri. 0-0, adică am luat toți banii, am dat, da? 0-0, s-a adus tot cash-ul meu, ok, dar pe de altă parte avem Gladstone-ul, stați așa că ducem aici, la 62 de euro, da? Încă 40 și ajungem la 100, încă 38 dacă vreți să fim exacti, dar încă 40 și ajungem la 100 și cu el. Nu știu de unde va ținut de până 40 deocamdată, vedem ce mai vine, ce mai marcăm și profit pe la alte companii, mai învârtim. Poate ajungem cât de curând la și cu el acolo. Asta însemna practic că o să am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 companii care să fie, da, 10 companii care să fie pe rate, să-mi aducă venitul lunar. Nu e un venit foarte mare, dar practic 1000 de euro, care aduce un venit lunar destul de consistent,
Probabil să facă una și socoteala lor, pentru că sunt și rate-uri care plătesc, nu știu, main-ul parcă are 5%, da? El, în momentul de față, da, 6%. Dar sunt și rate-uri, parcă SL-ul avea mult, cu 7%, dar erau și de-astea mai riscante pe aici. Prospect Capital, ia să vedem. SEC-ul. 12%, da? Asta de 1% pe lună, doar din punct ăsta. Dar nu toate așa, da, deci nu toate așa. Mai era și, vă știu care este și, și mai sus de atâta, Armor-ul este, da? Care are 25% ca și yield, da? Dividend yield. E, sunt companii care aduc dividende mai mult sau mai puțin și atunci cumva chiar sunt curios să văd atât de ce companii la o medie care este dividendul lunar, da? Dacă eu îți visez așa că aș putea sta la 1% pe lună, da? Ceea ce ar fi super, super bine. Dar nu cred că e chiar așa. Oricum, companiile de tip rate tind să crească în următoarea perioadă. Tocmai de-aia mi-am asumat riscul ăsta, apropo de știri, de surse, de informații și mai departe. Eu tind să cred că în următoarea perioadă rate-urile vor crește ca valoare și atunci nu voi avea nevoie de lichiditate ca să acopăr scăderile, să fac de cea, da? De asta am ales să ne rămân fără lichiditate. Dar asta e doar presupunerea mea, da? Niciodată nu știm viitorul. Niciodată nu să știm ce mai bubuie pe nu știu unde și să schimbă total mersul pieței sau de fapt poate nu bubuie nimic, ca pur și simplu piața zice, bă, nu vrem să mai auzim de rate-uri. Da, se poate întâmpla tot felul de lucruri care să influențeze piața asta. Nimeni nu știe cu adevărat unde e. Putem doar să intuim și să presupunem că în direcția în care că va merge într-o anumită direcție și noi ne luăm deciziile bazat pe presupunerea asta, pe niște analize, pe niște calcule, dar nu sunt știința asta investițională, nu e un calcul exact matematic, aplici o formulă și gata, ești câștigător. Bun, cam asta e episodul de astăzi, nu vreau să fie foarte, foarte lung, pentru că n-am făcut mare, mare lucru. Așa este portofoliul meu în momentul de față. Mă tot gândesc cum să ajung cu 15 companii rate care să-mi dea dividend lunar. Asta și pentru faptul că mă ajută mai mult să mă mișc mai repede cu portofoliul ăsta, da? Cumva nu e câștig mai mare, nu vă gândiți că mamă câștig mai mult, ci că pot să mă mișc mai repede, să fac anumite acțiuni mai repede și asta mi se pare mie un avantaj în momentul de față, da? Poate peste 6 de zile nu mai fi un avantaj, nu știu, nu știu să vă spun cum vor arăta lucrurile peste 6 luni de zile, peste 8 luni de zile, peste 1 an de zile. Dar acum cred eu că faptul că pot să acumulez mai repede este un avantaj, da? Aceea dobândă compusă, care vedeți la sume mici, nu e foarte mare, nu simțim efectul tamagii decât peste ani de zile, dar în momentul față cred că e mai important pentru mine chestia asta, da, asta fac. Așa, bun, acum v-am explicat, la final nu pot decât mai să te rog să dai subscribe la canal dacă n-ai făcut-o încă, ai jos butonul de subscribe, ai un clopoțel mic pe care dacă vii pipa, vei fi notificat de că tu postezi un clip nou, ai o zonă de membership unde am și acolo clipuri pentru membrii, costă doar 5,99 lei pe lună, adică 6 lei pe lună abonamentul, ceea ce e o cafea, zic eu, la 5to go, nu e nici aia o avere. Sper să avem cât mai mulți abonați pentru că fondurile de acolo vreau să le bag într-un nou proiect, fabrica de bani, o chestie care sigur o să vă placă și pentru dezvoltarea respectivului proiect e nevoie de bani. Cam atâta pentru astăzi. Sper că v-a plăcut și ne auzim în curând cu un nou clip. Vă mulțumesc!